Dezvoltarea personală și creșterea stimei de sine sunt factori esențiali, mai ales pentru femeia vremurilor noastre. În plus, obiectivul proiectului derulat de Universitatea Spirul Haret îl reprezintă accesul egal pe piața muncii pentru femei. La un an de la absolvirea acestor cursuri de antreprenoriat, o botoșancă a pus pe picioare o afacere de succes. În acest moment dețin o afacere care constituie această organizare de evenimente colaborată cu Cafeneaua și are un număr de 6 angajați. De fiecare dată când se ivește câte o mică problemă specifică domeniului contabil sau administrativ, Daniela Sfici ține legătura cu profesorii care au îndrumat-o. A fost binevenit pentru că am avut cui pune întrebările când m-am confruntat cu o problemă. I-am nebunit de cap, credeți-mă. Și în continuare ținem legătura. Iar vis-a-vis de această asistență, da, a fost binevenită. Întreprinzătoarea din Botoșani este mulțumită că a reușit prin astfel de cursuri să poată fi de folos comunității sale. Într-adevăr, a fost un vis pe care mi l-am plinit. Dar acest lucru a deschis alte visuri, din păcate, din fericire pentru mine, zic eu.